Ucrainenii din teritoriile temporar ocupate rezistă invadatorilor prin toate mijloacele disponibile. Recent, serviciile de informații ale Kievului au înregistrat cazuri de otrăvire a militarilor ruși cu alimente și alcool. Potrivit Direcției Principale de Informații din Ministerul Ucrainean al Apărării, locuitorii raionului Izium din regiunea Harkov i-au tratat pe ocupanți cu plăcinte otrăvite, astfel că doi invadatori au murit pe loc, iar alți 28 sunt la terapie intensivă. În plus, aproximativ 500 de soldați ruși au fost otrăviți cu alcool de origine necunoscută, scrie Rador.ro. Potrivit armatei ucrainene, conducerea militară rusă califică aceste cazuri drept pierderi în afara ostilităților. Civilii ucraineni luptă cu soldații ruși cu mâinile goale, borcane de murături sau prăjituri otrăvite, anunță oficial Ministerul Apărării. Ocupanții ruși se așteptau ca ucrainienii să îi întâmpine cu pâine și sare. De fapt, bunica ucraineană i-a întâmpinat cu prăjituri făcute în casă, otrăvite. A ucis 8 ocupanți, arată o convorbire telefonică interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei.